зовут Катя, и в этом году я праздную Пасху. Салют! Numele meu este Alex și anul acesta sărbătoresc Paștele. Salut! Mă numesc Silviu și anul acesta sărbătoresc Paștele. Привет! Меня зовут Яна и в этом году я праздную Пасху. Bună! Sunt Emma și anul acesta sărbătoresc Paștele. Потому что первую Пасху праздновал израильский народ более 3000 лет назад, во времена Моисея. Когда Бог вывел израильский народ из Египта, каждая семья должна была принести в жертву молодого ягненка, крови которого надо было помазать все дверные косяки, тем самым беречь себя и свою семью от смертного наказания. Pentru că istoria celebrării primului Paște este o imagine cu ceea ce se întâmplase cu Iisus Hristos pe cruce. Pentru că Paștele este Iisus Hristos, care s-a jertfit pe sine pentru mântuirea întregii omeniri de la pedeapsă și moarte pentru păcat. Dar tu de ce sărbătorești Paștele? Dar tu de ce sărbătorești Paștele? A, pe ce mă tâi, vreau să tu de ce sărbătorești Paștele?